Astăzi, la Constanța, elevii au avut ocazia să studieze din nou ofertele universitare din toată lumea. Chiar și așa, nu toți sunt deciși să plece din țară. Pentru ceilalți însă, Germania ar fi o variantă. Informatică, matematică, IT, fizică. Pentru o facultate în străinătate? Nu neapărat. Dar? În România, cred că se poate face școală. Vreau să analizez ce opțiune am pentru viitor, pentru universitate, facultate, în ce țară. Și mai mult de curiozitate. Primul rând mi-ar plăcea în Germania, pentru că învăț germană. Marea Britanie este cea mai căutată destinație de către tinerii români, dar bineînțeles urmează și alte destinații, precum Germania, Franța, Statele Unite, Elveția, iar mai nou Danemarca, Olanda și Suedia cresc în topul preferințelor elevilor și studenților români. La târgul educațional de astăzi și-a prezentat oferta și Universitatea Ovidius din Constanța, mai ales că după scandalul șpăgilor din această toamnă, Unitatea de învățământ a suferit un mare prejudiciu de imagine. O ofertă foarte bogată. Promovăm admiterea 2014 la toate formele de învățământ. Suntem singura universitate de acasă, ca să spun așa, ca să arătăm că și acasă se poate face carte de calitate și performanță. Nici ofertele din străinătate nu sunt de neglijat. Universitățile din afara țării le fac o adevărată concurență celor din România, chiar și atunci când vine vorba de taxe. Han University of Applied Sciences din Olanda se axează foarte mult pe afaceri, comunicare, finanțe și control, logistică și inginerie auto plus biochimie. Taxa de școlarizare este de 1.900 de euro și aceasta este permanentă.